Da, în mod oarecum neașteptat, în urmă cu ceva timp, în acest moment Dortmund și Bayern sunt despărțite de un singur punct în clasament în Bundesliga. O să vedem imediat și statistica. În ultimele 5 etape fiecare echipă a pierdut odată și a obținut 4 succese. Uite, vedem aici dinamica și o să vedem imediat toate cifrele acestui duel. Andrei, o partidă în care evident sunt față în față Lewandowski, o să vedem imediat 14 goluri și Haaland, 10 reușite, dar el a lipsit în câteva partide. Altfel, un duel care ar trebui să promită multe goluri. Uite, vedem și ce cifre au cele două cluburi la capitolul goluri marcate. Da, e un Lewandowski o treime din golurile lui Bayern marchează. E o mașinărie, ce să mai neobișnuit. Noul Gerd Müller al fotbalului pentru Bayern München. Haaland de-abia a revenit, a avut o accidentare care l-a ținut ceva timp departe de gazon. Cu siguranță va conta, deși până acum nu a reușit în derbiuri să facă lucrurile așteptate de la el. A marcat, însă nu a fost suficient de decisiv, chiar dacă nu l-a ajutat și echipa la fel de mult. Este un meci echilibrat, este un meci în care ambele echipe cu siguranță își doresc victoria, ambele echipe sunt capabile să învingă și aici totuși m-aș îndrepta spre Bayern München, echipa mai valoroasă și mai pregătită, chiar dacă nu are un sezon la nivelul așteptărilor în campionat. Este o diferență mică de doar un punct pe care presupun că ei nu au scontat-o până în acest moment, dar și Borussia are o echipă valoroasă și a ținut aproape până acum. Da, Dortmund cu un traseu cumva complet diferit în Champions League față de cel un din campionat. Un traseu eșuat în Champions exact, League. Exact, pe când Bayern în Champions League a mers ceasa și a distrus toate adversarele. Apropo de asta, că ai spus de Bayern și de Champions League, am citit ceva foarte interesant la Thomas Müller pe LinkedIn. Cumva comenta faptul că, apropo de ce vorbeam mai devreme, că Robert Lewandowski nu a obținut acest balon de aur și pe scurt spunea, ok, următorul meci la Barcelona, mergem să-i mâncăm. Deci, probabil că și în acest meci până la Barcelona vor dori să dea o replică aprigă. Da, sunt convins. Uite, am văzut și pontul pe care l-au dat colegii noștri în meci. Bayern nu pierde și între 2 și 7 goluri în meci, o cotă de 1.47, cum spuneam. E un duel care invită la spectacol. Da. Da, exact. Da, va fi provocator acest duel și sunt întru totul de acord cu acest pont. Mi se pare destul de pertinent. Da, o să mergem mai departe și vorbim de ceea ce se întâmplă în Liga 1, pentru că ne așteaptă o rundă la fel de interesantă și în campionatul nostru. Haideți să vedem cele mai interesante ponturi propuse de specialistul nostru, Ianis Eusebiu.